Bună! Sunt Cristina și bine ai revenit la un nou episod din seria Little Arts and Crafts. Astăzi o să facem din hârtie niște avioane cu care să zburăm departe, departe, în ce țară vrem noi. Vom avea nevoie de două coli de hârtie colorată, un pix negru sau un marker negru, un lipici și o farfecă. Prima oară ne vom alege ce culoare va fi avionul. Eu voi alege culoarea albastru. Așa că din albastrul ăsta tăiem într-o formă dreptunghiulară și îl punem deoparte. Din galbenul acesta vom face aripile. Și apoi, cum avem, acesta este corpul avionului. Avem aripa lungă și cea mai scurtă. Iar acum mai avem nevoie de coada avionului. Putem să ne alegem și altă culoare dacă vrem să facem coada. O să avem un pătrat roșu pe care îl tăiem pe jumătate. Ca să arate mai mult ca o coadă de avion, îi vom tăia partea aceasta de sus. Așa. Ok, și acum avem și coada avionului, o punem aici. Și o să mai facem avionului nostru și două elici în partea din față. Putem să le facem tot roșii sau galben, cum vreți voi. Bine, și avem și elicea. Acum haideți să ne apucăm să lipim. Prima oară vom lua corpul avionului și îl vom îndoi. Iar aici o să punem lipici pentru a lipi cele două părți. Ok, super! Acum vom lua aripa mai lungă și o vom lipi aici în față. Iar pe cea mică o vom lipi aici. Vom lua această fâșie și o vom tăia în două fâșii egale. Nu trebuie să fie foarte mari, că ele vor fi elicele din față. Ia să vedem. Pentru a ne asigura că sunt egale, putem să împărțim așa. Hârtia. Prima dată. Și apoi. Acum avem două hârtii egale pe care le vom lipi în X. Și le lăsăm mai apoi să se usuce. Între timp vom face o tăietură aici. Vom lua coada avionului, iar partea de jos o vom îndoi puțin și vom pune lipici pe partea care va intra aici. După ce am pus coada este cât de cât stabilă, vom lua elicea, vom desena un cerc în față, negru, cu markerul sau cu pixul, și vom pune lipici pentru a-l lipi aici în față. Super! Avionul nostru este gata să-și ia zborul.